the moon is there, boy, in all its splendor. Cum a eșuat planul ca rușii și americanii să pășească împreună pe lună? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Povestea cursei spațiale desfășurată între Statele Unite și Uniunea Sovietică, totul amplificat sau chiar generat de războiul rece dintre cele două mari puteri, a fost câștigată, așa cum se știe, de americani prin aselenizarea care a avut loc la 20 iulie 1969. Asta după ce rușii reușiseră să depășească mai toate barierele de până atunci și după ce au ratat la mustață să le ia fața americanilor și în acest pas istoric, mic pentru om, dar uriaș pentru omenire. Nu mult știu însă că a existat un plan prin care NASA și Agenția Spațială Sovietică să își unească forțele pentru a face împreună pasul către lună. Și nu, nu e doar un frumos și idealizat scenariu de ucronie, plecând de la întrebarea ce ar fi fost dacă. E pura realitate. Dar da, putem extrapola și să ne imaginăm cum ar fi arătat lumea și proiectele spațiale viitoare dacă Statele Unite și URSS ar fi bătut palma. Până atunci, să vă explic însă cum de a fost posibil un asemenea proiect care azi pare de neconceput, dar mai ales de ce el nu s-a mai materializat. În anul 1962, după cum bine știți, omenirea a fost cel mai aproape de un război nuclear. Cu un an mai devreme, Statele Unite plasaseră rachete dotate cu focoase nucleare în Italia și Turcia. Tot atunci au lansat și invazie eșuată din Golful Porcilor, Cuba, prin care se urmărea eliminarea regimului Castro. Ca urmare a acestui eșec, americanii au demarat atunci o amplă campanie de sabotaje și propagandă în Cuba, precum și o serie de sute de atentate la adresa dictatorului cubanez. Și de data aceasta, așa cum știm, toate au eșuat. Următoarea mișcare pe tabla de șac geopolitic a aparținut sovieticilor, care au decis să mute rachete balistice cu rază medie de acțiune în Cuba la numai 140 de kilometri de granița cu Statele Unite. Ce a urmat este în mare cunoscut. Blocada navală americană, amenințările reciproce cu bombardamente nucleare, planuri de război și degete care tremurau pe butonul roșu. Din fericire pentru umanitate, totul s-a încheiat pe cale diplomatică prin retragerea rachetelor de ambele părți, cu acordul de a nu ataca statul cubanez decât ca urmare a unei provocări grave, dar și prin înființarea faimosului telefon roșu. Telefon care, cumva, simboliza acordul proaspăt încheiat de neproliferare a armelor nucleare al celor două superputeri mondiale. Lumea întreagă răsufla ușurată și părea că ieșea mult mai bine dintr-un scandal care ar fi putut avea urmări catastrofale. A fost o perioadă scurtă în care Statele Unite și Uniunea Sovietică au cunoscut o apropiere fără precedent, iar asta avea să se vadă, tot pe o scurtă perioadă, în planurile spațiale. În paralel cu acțiunile beligerante, cursa spațială continua și URSS, așa cum spuneam, bătea record după record. Primul satelit lansat pe orbită în 1959, primul bărbat în spațiul cosmic în 1961, prima femeie care a ajuns în spațiul cosmic în 1963, prima misiune spațială care să dureze 24 de ore în 1961, primul zbor sincron a doi cosmonauți 1962, primul civil în spațiul cosmic 1963 și așa mai departe. Din acel moment devenise evident că Luna reprezenta ținta finală și singura modalitate a americanilor de a câștiga cursa spațială era de a ajunge acolo înaintea rușilor. Iar pentru asta, John F. Kennedy nu precupețea niciun efort. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. O facem nu pentru că este ușor, ci pentru că este greu. O facem pentru că putem, spunea el într-un faimos discurs, făcând trimitere la spiritul de aventură și de sacrificiu al pionierilor care colonizaseră continentul nord-american. Dincolo de toate, era vorba mai ales de imaginea Statelor Unite și a relației acestora cu proprii aliați. O nouă înfrângere în fața rușilor ar fi echivalat cu un dezastru
nu doar pe planul politicii interne, ci și pe cel extern. Era în joc însă și reputația Statelor Unite ca mare putere. Costurile erau uriașe. 25 de miliarde de dolari la vremea aceea, echivalentul a 176 de miliarde de dolari în prezent. O sumă pe care nu mulți erau pregătiți să o accepte și să o plătească. De asta și controversele care aveau să apară. Și astfel ajungem la momentul 20 septembrie 1963. Atunci John F. Kennedy ținea un nou discurs istoric în fața membrilor Adunării Generale a Națiunilor Unite. The President's speech to the United Nations General Assembly in New York City, September 20th, 1963. Finally, in a field where the United States and the Soviet Union have a special capacity in the field of space, there is room for new cooperation. Era evident un discurs dinainte pregătit și stabilit cu echipa sa de specialiști în probleme de geopolitică. Asta indiferent cât s-a spune că a fost ceva spontan. Niciun președinte nu ar face așa ceva. Cel puțin nu unul cu capul pe umeri, că mai avem și exemple actuale care încep să contrazică situația asta. Iar atunci Kennedy afirma că Statele Unite și URSS ar trebui să-și unească eforturile. For further joint efforts in the regulation and exploration of space. Este loc pentru cooperare și pentru eforturi unite, spunea el. Iar printre aceste posibilități e număr și pe aceea a unei misiuni comune pe lună. I include among these possibilities a joint expedition to the moon. Iar asta ar însemna o abordare nouă, complet nouă, a războiului rece. A fost o propunere care a lăsat pe mai toată lumea din sală cu gura căscată. Mai puțin pe ministrul de externe sovietic, Andrei Gromyko, cel care a aplaudat zgomotos la finalul discursului și care avea să descrie public propunerea lui Kennedy ca un semn de bun augur. La Moscova, Nikita Hrușciov lua în considerare posibilitatea, deși reticență exista de ambele părți. O alianță spațială ar fi deschis calea către secretele tehnologice ale adversarului și nimeni nu știa exact dacă ăsta avea să fie un avantaj sau un dezavantaj. Fiecare ar fi vrut să știe cât de departe a mers celălalt, oferind în același timp cât mai puține informații. Unii istorici au comentat pe seama deciziei președintelui american, susținând că, mai degrabă decât o apropiere de neconceput față de ruși, acesta urmărea mai degrabă să reducă substanțial costurile de-a dreptul astronomice ale viitoarei aselenizări cu echipaj uman. O alianță cu rușii ar fi însemnat, dincolo de toate aspectele, o împărțire a costurilor, iar asta nu era de colo. În plus, americanii știau că sovieticii investeau masiv în propriul lor program, care ar fi trebuit să-l trimită pe cosmonautul Alexei Leonov pe suprafața lunii. Și mulți erau convinși că rușii vor ajunge primii și acolo. Deci, pe lângă evitarea unor pierderi financiare colosale, americanii ar fi putut evita riscul unei noi înfrângeri istorice. Iar planul părea unul cât se poate de bun, însă nu s-a mai pus niciodată în aplicare. La doar 2 luni după această intervenție în cadrul ONU, Kennedy sfârșea împușcat. Good afternoon. There is only one headline today. President John F. Kennedy is dead. Evident, nu discursul ăsta a fost cauza asasinării sale, dar asta contează mai puțin. Cert este că, în locul său, venea Lyndon Johnson, un președinte cu vederi antiruse ultracunoscute. De fapt, Johnson nici măcar nu a vrut să audă de o colaborare cu rușii, iar totul s-a prăbușit ca un castel de nisip. Moartea neașteptată și controversată a lui Sergei Koroliov, șeful programului spațial sovietic în 1966, avea să fie lovitura decisivă pentru rușii care, până atunci, păreau să aibă un mic avantaj în cursa pentru lună. 3 ani mai târziu, în 1969, Neil Armstrong pășea pe lună alături de Buzz Aldrin și înfigea drapelul american înregolit, marcând o victorie istorică. A fost momentul în care toate planurile sovietice s-au evaporat brusc, odată cu o mare parte a fondurilor pentru programul spațial sovietic. Faptul că Armstrong vizita în același an Uniunea Sovietică și ținea discursuri la Sankt Petersburg, Moscova sau Novosibirsk nu mai era decât o palidă încercare de prietenie între cele două state, iar cele câteva programe comune din anii 70 nu au mai contat atât de mult. Și totuși, nu poți să nu te întrebi, prin lumina propunerii lui Kennedy, cum ar fi arătat totul dacă...